s-a anunțat în primul rând reducerea TVA de la 19% la 5% pentru energie. Este suportabilă de către bugetul statului și pentru energie și pentru gaze și de când? Pentru energie și pentru gaze și eu mențin părerea că această măsură trebuie luată cu data de 1 februarie. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța cu plafonarea prețurilor la energie la companiile de stat, la cea mai mare companie de stat, și aceasta este o măsură pe care am putea să o luăm. Nu sunt de acord să depășim deficitul bugetar asumat anul acesta, din contră. Cred că trebuie să fim mult mai ambițioși pentru 2022, pentru că altfel vom avea o problemă cu inflația. Orice măsură trebuie să respecte un principiu liberal de bază. Trebuie să se aplice unitar tuturor participanților în economie, nu unui anumit sector pe care îl aleg așa, îl alege cineva, nu știu pe ce criterii. Și, bineînțeles, să nu se ia niciun leu de la investiții din buget.